Dacă nu iubești oamenii, nu ai ce să caut într-o poziție de genul ăsta, sub nicio formă. Pentru că oamenii au nevoie, nu vin să te vadă că ești frumos, au o nevoie, într-un fel sau altul. De foarte multe ori, nu există soluții pentru problema care vine în om la tine. Dar nu costă nimic să te porți frumos, civilizat, să ai răbdare, să-l asculți, să încerci să explici. Și asta e o calitate, una dintre principalele calități, să-ți fie dragi oamenii. O a doua calitate este aceea să ai disponibilitate de sacrificiu. Nu mai există viață, nu mai există familie, foarte multă lume își dorește funcțiile astea, dar nici 1% dintre ei nu știu cu ce să mănâncă. Și al treilea lucru este corectitudine. Dacă vrei să faci muncă, slujbă publică, niciodată ea nu poate fi compatibilă cu business-ul sau cu afacerile, ca să vorbim în limba română. Atât timp cât vei fi, nu știu, numai să acționar la firmă când a trecut pe soacra sau pe vecina sau pe nu știu cine. Nu, cred că dacă vrei să faci afaceri sau să faci business, trebuie să faci business. Dacă vrei să fii în funcție publică, nu este timp pentru altceva. Absolut nici un minut. Și trebuie să faci acest lucru. Corectitudinea se subînțelege de aici. Și oricât ai fi de corect ca om, oricât ai încerca să fii de transparent sau de corect, atunci când, nu știu, ești acționar la nu știu câte firme, oricum ai tendința de a, într-un fel sau altul, de a orienta paleta de la vânt să mai bată și în partea cealaltă. Închei partea asta legată de Bogdan. Daniel va adresa rugăminți, se vă dădea sfaturi. Eu nu o să fac niciuna, nici alta, pentru că văzându-vă aici în sală, eu fiind, spre rușinea mea, destul de absent din viața organizației în ultimii ani, văd în proporție de 80-90% fețe noi. Ăsta e un lucru foarte bun. Ăsta e un lucru foarte bun. Și sunt convins, n-am niciun fel de rezervă, sigur, dacă și Bunul Dumnezeu va vrea asta, e singura condiție, alte condiții nu sunt, sunt convins că o să ne întâlnim în 2024, să sărbătorim și de-abia de atunci va începe greu. Și pentru el, și pentru voi. Eu, fără niciun fel de rezervă, îl voi susține, îi voi fi alături, atât cât va avea nevoie.